Salutare lume și bine regăsit la un nou episod din GTA 5 Roleplay 5M, cum vreți voi să-i spuneți. Suntem aici alături de Mark. Salut! Și suntem pe serverul numit, spune-ți, te las fetide. Gamers United România Roleplay, cum vreți voi să-i spuneți. E un server care, eu de fapt am intrat pentru prima oară pe server, am zis, bă, să intru să mă cubie, dar nu m-aș sta la asta ce o să vedeți voi în momentul de față. Hai să ne punem numele și o să vedeți. Cred că E primul server din România pe care văd așa ceva, nu știu dacă nici în afară nu cred că am văzut așa ceva. Ia, ne punem numele din realitate, Popa, Dorin, ne punem vârsta de până și noi 28, hai că era să pun 278 de ani. 28 de ani și uitați asta, chestia asta, grijă mare cum vorbești, nu vrei să facă kamikaze. Deci trebuie să avem grijă și cu pilotul. Deci, practic, noi acum venim din alt oraș, n-avem nicio treabă. Serverul este un server hard roleplay. Nu știu, dacă vrei, Marcule, ai ceva de prezentat la el? Este un server hard roleplay. Ne axăm foarte mult pe realitatea reală într-un joc, știu. Este totuși destul de banal că vorbim asta într-un joc. Noi ne axăm foarte mult pe chestia asta. Poliția respectă foarte mult regulile. Avem smurt care vorba aia. Mai panică ieri, nu găseai ambulanță, smurd și așa mai departe disponibil. Joburile sunt cât se poate de uzuale, avem ceva special acolo pregătit. Avem un job de motostivuitorist. Sper să fie ok, adică... știu pe cineva, un ministru, parcă a zis că femeia poate să fie un motostivuitor, dar... Da, în fine, oricum... Serverul am intrat, m-am jucat foarte puțin. La prima impresie super tare, are pe mapă. Mapa nu e chiar cea normală. E și puțin schimbată. Toată acțiunea se întâmplă în primul rând pe orașul principal din GTA, nu e în Paleto ca pe alte servere. Și acum ne dă pe noi la ieșire din aeroport și aici ne așteaptă fratele Mark. Eu sunt deja îmbrăcat, sunt echipat alea frumos. Hai de custom. Hello. Hai că vezi că nu poate să treacă ăștia cu taxiurile de tine. Stai liniștit, mă, stai liniștit. Tu și aia de la aeroport. Stai bijuteria. E frumos, dar și tu îmbrăcat așa, bine. Parcă ești la taxietrița ăla de easy în picioare, cumva? Da. Băi, despre ce vorbim, mă, despre ce vorbim? Ești bine rău, mă. Hai, urcă la volan, ăsta e. Urc eu? Băi, dar nu cred că am dorat de condus, da, permis. Dar nu contează, merge, mă, ce naibă. Și dacă ne ia poliție. Hai să dai și de permis. Hai, mă, că dăm de carnet. Ia, punem tu pe acolo pe hartă. Ah, și nu-ți arată, mă, dacă n-ai permis. Dar e frumos. Mamă, ia cu mare interior. Uai, băi, trebuia să-mi bag modul de fof, băi, și-am uitat. Mamă, ce interior are. Mașina asta ai luată de undeva sau ai făcut-o de voi? E un addon, este un mod. Ah, și mamă, putem să matriculăm mașinile. Da? Da. Da, de asta am și numărul customizat. Ai ce te șa. Bombă. O să vreau și eu să-mi iau acum că am ceva bănuț. Mi-a dat că da, eu normal, da, am venit și cu avionul, că am fost un milionar în orașul celălalt și am zis să vin într-o vacanță aici, în Los Santos, la fratele meu, Mark. Ne mai destinde și noi puțin. Avionul e al lui, de fapt, l-a trimis el după mine. Așa, Marcule. Ei, ce să facem? Ne descurcăm și noi cum putem, nu? Băi, să... Mamă, să așteptăm și la semafoare? Să fie roleplay, da, de la așa? Să fie roleplay? Hai dă-i, că oricum pe aici poliția nu stă. Zic de pe acum, poliția este la cu radarul. Deci fii atent! N-ai cu că ai la display de la asta, cum se numește, care se vede pe, pe geam. Bineînțeles, cum să nu? Cât de tare e făcut interiorul și cum se schimbă vitezile la ele, wow. Acolo să știi că îți apare și numele de la radio în cazul în care vrei să-l pornești. Unde? Acolo? A, uite în dreapta. Da, acolo? În head-up display. Bine, nu și cred că este... Ăla... A, da, uite, radio off, da, văd. Și se arată și tot, mamă, cât de tare. E, începând de aici, eu zic să o mai lăsăm așa puțin mai moale, poliția mai patrulează, dar hai să mergem hai puțin pe la... Hai că nu mă oprești. Eu, mamă, și se aude și bine rău. A, și uitați, unde era? Nu mai e ăla aici, mă? Nu era aici Mecu? Mecu era în spate, dar o să ajungem și la Mecu, stai liniștit. Deci, v-a spus că e puțin diferit față de restul. Parchez aici? Da, sigur. Mamă, dar ce geantă are BMW-ul ăsta pe el? Hai, mă, e mașină frumoasă, mă. E bombă roșu,
Negru ăsta e da alt om. A, da, și Angel Cel din urechi, nu mă întrebați. Angel Cel ăla. L-am băgat din greșeală, n-am mai știut să-l mai scot. Ai așa domnul de permis? La... Da, dacă nu găsim niciun polițist disponibil la recepție, va trebui să dăm un apel neapărat. A, uite, poți cumpăra asigurare auto. Să-ți Ok. cumperi și asigurare și certificat auto, fără Certificat niciun auto. Trebuie să certificat auto la ce? Gen de matriculat? preț. Da, și e Am valabil înțeles. pentru toate mașinile. El este practic înmatriculat pe identitatea ta. Ah, și așa găsești. Dacă ești Și polițist și cauți aici, îl găsești după... găsește, exact, îl Mamă, cât găsește. de tare. Da, e... O, are Gucci scris pe spate. Ia, ce mai scrie pe spate acolo? De ce n-ai mătură cu Marco Rosu? Așa el. Așa What are you este el, going? inițial. Da? Cât de tare. Da. Acum arată, parcă zici că e de la, nu știu, de la second hand. Nu prea arată bine așa. Deci, nu prea îmi place cum arată. E, stai Da. liniștit, mă, lucrurile sunt chiar ok. Să știi că avem foarte multe customizări chiar. Bă. Adică avem și Balenciaga, avem Nu știu, dar îmi Champion. plac chizurile astea, îmi plac la nebunie. Băi, deci easy-urile astea sunt chiar mișto și sunt foarte multe. Cât costă în realitate o pereche de asta? Gen, exact aceeași marcă, Yeezy, dar cu șerpe. Ferească Sfântul, vorbim aici de câteva sute de euro, Da, mai ales nu că mai e vreau să și o aud, ediție lasă. mai specială, știi ce Lasă. Uite zic? că a venit cineva. O, avem un polițist în Îl sfârșit. văd, îl văd. Hai, lasă-te aici. Hai, Ai mere. emoții? Am emoții, prima oară când aș de Bună permis. ziua! Bună ziua, domnul polițist. Cu domnii? Cu Care mine. dintre Cu mine, cu amândoi? mine. Mine, mine. Eu. Ok, domnule, bun. Mamă. Aveți pe tejghea o Da. hârtioță, Da. scrieți nume, prenume, CNP, Ai cel certificat auto? orașul, numărul de telefon și preferințele Da, mașinii. acolo, direct, bam, se Imediat. face acolo, Și după știi ce aceea îmi zic? dictați cu voce tare, că să notez aici în dosar. Imediat. Am cumpărat ăla Spune-i de datele certificat tale auto. din... Am cumpărat certificat auto. Acum? N-are nimică. Spune-i și tu datele tale din Ah, buletin un acolo. moment vă spun imediat. Numele, vă spun prima oară numele, da? Popa Da. Florin. Popa Florin, așa. Da, vârsta 28 de ani. Așa. Unde văd CNP-ul? Un moment. E la 90. registrare? 92. 92 CNP. Așa. Și ce mai trebuia? Numărul de telefon. 634 6, 3, 4, așa. 0961. Așa. Ui, poți să-mi fac tatuaje? Preferințe la mașini. Da, poți să-ți faci tatuaje. Poftim? Preferințe la mașini. La mașini gen... Cu ce să dau sau cum? Doamne, Ce cum? mașină îți place ție? Mercedes. Ce Un tat... model? CLS. Așa. Nu știu. Ce de pe acum? Mustang. Alege Așa. Subaru Forester. BMW M8. Ce să aleg, mă? Bar. E mult așa. Un Atât. Subaru, oricare. Subaru. Care? Are zi un Subaru, stai așa. Am uitat cum se numește, stai așa. Forester sau Impreza? Forester. Forester. Ăla e off-road? Parcă nu mai țin minte. Atât? Atât, atât. Ia și Logan. Și el. Acolo, să fim de aici, de Oricum nu nu știu. contează că tot cu mașina de poliție merge. Bun, haideți doar vă notez așa să vedem că pe viitor Am cu înțeles. siguranță o să vă luați o mașină dintre cele listate. A, să mă aveți acolo în bază de date, în caz Normal. fac eu. Am înțeles. E când m-a întrebat ce... Dacă are trebuie să femei. Treceți pe locul din stânga. Mamă. Domnule polițist, poți să vin ca martor? Am emoții, rău, Da, uite, uite. puteți urca în spate, nu este nicio problemă. Mamă, și Mulțumesc acum frumos. trebuie să respectă, nu? Sau unde... Mamă, cât de tare! Dai Ai cu... emoții, Bun, domnule. Primul serios? rând, Da. centura. Imediat. Pe cât era ce gând, nu? Vă reglați oglinzile XX. după preferințe. Gata, am Mă, pus și ăla deja centura, merge. am reglat scaunul, oglinzile, retrovizoare tot bine pus. Pornim? Ui, vorbește sama sau? Ți-am pus Nu știu. A, un checkpoint acolo deci o pe luăm acolo, da? GPS, da. Bun, hai că acum nu vine nimic. Liber.
Vezi, îți dau un sfat, ăsta e unul din polițiștii aia răi. Da? Da. Resta la semafor? Eu îi taxeză, da. Mamă, de ce n-am acum... A, da, tare bordă urât. Bun, domnule, Sala, cu ce punctaj ați trecut-o? Să notez aici. Cu 24. E ok. Se putea mai bine, dar am avut emoții. Am trebuit să merg cu viteză de aia, de 60 maxim, nu? 50-60, așa e de... Și de ce așa târziu la carnet? N-a venit nemult în oraș. Am înțeles. Da, 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 și am avut puțin treabă, trebuia să dau orașul de fapt mai devreme, dar... am avut puțină treabă. Cum limitez mașina? Okay. Aie, nu poți să o limitezi decât tu. Nu știi, pe cum? A, păi eu din cum, W? Aie, doar din W. Din W, mam. Greu. Am niște emoții, îmi tremură picioarele pe accelerator și am reaș. Mi-e să nu opresc motorul. Nu aveți de ce, doamne, să aveți emoții. E prima oară, șefule, și... Bă, nu-i scăști și tu, bă, la anul Da, da, da. Aha, bă. Dar asta n-are numere, mă? N-are. Nu. Poți numere la mașină. Păi și aici poți să iau în față, mă? N-am cum să iau în față. Da, 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 poți să iei, poți să iei. Că ai înainte, la stânga și la dreapta. Dă-i. A, da? E verde. Hai că am trecut pe ăla. Hai că deja cred că am 3 puncte. Tot rămâne picat din prima. Sper că n-am văzut. Nu eram atent. Și asta mai dă și... Bă, ce frumos se aude în tunel, știi? Da, da, da. Dar n-am semn de stop acolo, n-am nimic, deci... Nu, 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 dar e că ai prioritate. Da, da, da. Aha, bă, opa, opa, stai că mi-a fugit volan. Acum, acum mergea controlul pus. Aha. Unde a semnalizare? De pe egal, minus, din partea normală, nu egal, de la... Egal, minus? Da. Vezi că e verde, să nu te taxezi ăsta. Dar n-am semnalizări, nu știu dacă le-am aprins. Cred că e defectă mașina. Cred, băi, ce bune, i-a dat? Eu am încercat. Păi, cine e, bă, elicopter? Da, da, m-a pus ca lumea. Să dau așa, tot intră lumea pe sim și nu văd. Cadrează-te pe banda, mă. Hai că m-am încadrat. M-am încadrat. Ălă. E picat ăsta de mult. Cred că mă lasă, are curaj. Și de când sunteți, domnule, părăsit? De când faceți meseria asta? Băi... De vreo 2 ani așa. Oho, și? Cum, v-ați obișnuit? Da, e dificil. Mai dificil decât am crezut. Vă cred, vă cred. Portați o haină grea pe dumneavoastră. Da, și vesta asta e destul de grea. Nu, mă refeream... Da, da, da. Oh, nu. Dai, dai, dai. Dai cu el, dai cu el. Te-ai bucat, știi cum? Te faci imediat. Ce, Doamne iartă-mă. Dai cum să dai? Ah, uite, puteam să mă duc mai în față, dar la că stau aici. Bă, da. Tu vezi că-s două linii puțeți, nu? Da, știu. Domnul Martor. E pentru trecerea de pizoni. Tu vezi că-s... Da, domnule. Aș vrea să portați o scurtă discuție cu domnul, să văd cum lucrează sub, sub presiune. Când e gălăgie, când e așa. Nici o problemă, cei să descurcă. Cei mai mulți cedează. Ai băia bun. Îl cunoașteți? Într-o oarecare măsură, desigur. Aoleu, ce s-a întâmplat? Seama. Pare COVID-ul ăștia, bă, poate au... Aoleu. Precare și urgență. Vai de mine. Ferească Sfântul. Trebuie să fiu atent, nu pot să fii atent și la asta afară și la ală. Hai că merge, hai că merge. Te prinde, te prinde. Da, 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 e greu. Și asta mă gândesc că e cu fiecare player, nu? Da, 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 să nu crezi că scapă vreunul. Da? Și care scapă de chestia asta, ferească Sfântul.
în fundă și închisoare și bătaie, aici nebun. Da, e clar. Mamă, deci sunt nebun, mă, ăștia la poliție. Deci nu știu, băi, aveți oricum, ai primit tot în descriere, până acum mă uimește. N-am văzut și până acum niciun server așa. Sper că sunteți până acum fascinați și voi la fel ca mine de el. Chiar, chiar m-a prins așa. Mă, și să știi că băieții care au făcut efectiv niște scripturi, băi, au lucrat atât de mult. Pe de cât timp lucrează? Că e, hai să, cred că toată lumea știe că... Nu jumate, cam așa este perioada lor, de când s-au apucat de făcut serverul. Câți oameni au lucrat la el? Cam vreo 4 oameni. Liber dreapta, nimic. Foarte bine, domnule. Cum e până acum ce, domnule? De esența scripturilor. Ne ajută foarte mult. Intro-ul, gândește-te că a fost realizat cam în vreo 3 săptămâni de lucru. Băi, știi ce aș introduce la intro acolo? De exemplu, eu care, na, filmez, știi? Să zicem că intru pe un live ceva. E chestia că nu poți să oprești muzica, știi? Da, mai ales. Și... Am ajuns aici. Acum vreau să continui drumul tot în față și să mergi singur la secții fără GPS. Aha, am înțeles, în regulă. Da, șeful când a făcut testele, na, el e un pic mai comunist, nu prea se crede la GPS. Am înțeles. Domnul agent, cine mai este chestor în ziua de astăzi? Că nu o mai știu. A, e moșneag, e, nu? Adevărat că tu ești, este? Serios, acolo e bătrânul? Da, nu s-a pensionat acum 2 ani. Nu s-a pensionat. Mal, dai vii, mă, dar nu vrea să moară. Păi pe așa poți să-i mai tare, nu? Da, dă-i. Ah, de-asta. Sunt doi chestori. Cred că îl ține de frumos. O aici la stânga. Oricum, bătrânul e mare om. Cam... La stânga, că ai prioritate. Da, că știu. Nu că știu drum. Emblema poliției. Ok. Ce reprezint. Mamă, ce mașină are asta aici. Ia uite-l, mă. Mai șef pe aici, prin zona asta. Mai șef pe aici, domnul polițist. Da, să-l prinde eu fără carnet, să vezi ce șef. Uite, îți prezint un caz foarte mișto de sistem. Casele. Poți să ai infinit de case. Putem să facem case la orice casă pe care o dorești tu. Nu este un număr custom, limitat, nu? Ca și înainte. E exact, nu știu, ai jucat sam? În orașul ăsta suntem destul de aduri cu amizele și... Da, nu, că sunt atent. Șefule, mi-aduc și eu aminte și de amenda de ieri. Aha. Am primit o amendă de la un coleg de-al dumneavoastră, ferească sfântul, am zis că dau faliment. Cât a dat? 5.000, ești nebun, și că aveam certificatul auto expirat. Mi-a luat și mașina, mi-a luat tot. Doamne, ferește, n-am mai pomenit. Să știți că nici la anii de privare de libertate nu suntem zgârciți. Am înțeles. Mă îndoiesc, domnule. Se iau pula de bine, rău de tot, sau? Ce? Se mai dau așa, când aveți prea multe. Uite-te la mine, la culoarea mea, rezistui acolo. Am înțeles. Da. Bine, deci eu să nu comentez sau ceva. Îmi țin vorbele acasă. Aha. Opa, verde. A liberat oraș. Da. Lumea, COVID-ul ăsta nu mai prea e singat așa. Nu mai. Liber. Domnul agenda, să știți că totuși oamenii circulă. Oamenii circulă destul de mult. Noi venim cu declarații, cu documente. Ai declarații avem. Foarte bine. Păi da, domnule polițist, dar sunt oameni care umblă dezbrăcați pe strada. N-ai zis că ai lăsat acasă? Deci că nu te oprește pe tine nimeni. Adevărat. Aha. Așa. Asta nu trebuie să zic asta, nu? Uite ce Ferrari F40. Eee, băi, gării, faci, mă. Măi, ești nebun. Am venit în oraș și mă gândeam că na. O să fie și lumea săracă ca mine, dar de unde? Băieții... Dar cu Ferrari-ul, Lamborghini, dați-le pe aici. Auziți? Dar păcănele pe aici se joacă că... Se joacă. Aici sunt legale, n-avem nicio problemă. Ah, da? Da.
Dar cu drogurile pe aici, prin zonă, cum se stă? Din partea care vedeam eu... Băi, dacă l-am intrat eu în poliție și l-am cam băgat eu în chestia asta antidrog, nu prea, e liniștit. Am auzit de la niște spioni, niște angajați de la spioni. FBI, cum că găsesc noi căi de a trafica, de a produce. Rămânând vorba între noi, crede-mă, el habar n-are de droguri în zonă. Mobili, tot felul de astea. Am înțeles, am înțeles. Da, el nu știe nimic, a? N-are nicio treabă, nu. Am înțeles, am înțeles. Nu, cred, când am aterizat acolo la aeroport, era unul care își băga în venă, așa. Cred că și căuta venele, nu știu, cred că le-a pierdut. Ne schimbăm banda. Am prins farurile frumos. Foarte cald azi, foarte cald. Da, da, da. Vezi că și eu la tricou. Da, mă gândeam să-mi iau pantalon scurs, dar da. Bă, era verde, mă? Da, dar las așa. Eu că l-am văzut. E bine, oricum. La câte greșele am avut, trebuia să mă oprească de când am ieșit de acolo. Măi, nu e treaba de asta. Iată mașina. Bine că nu portează vest. Eu mor de acolo. Aha, vă cred. Păi domnule agent, nu aveți aparatură pe ultimele mașini? Deschid geamul ăsta? Atra, da, a zis pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Dar geamul ăsta are o problemă electrică, văd că imediat îl închide. Cum am deschis, cum, bam! Da, eu v-am spus. Cu șeful la comunist, mai greu cu... Nu prea bagă și am guvern bani. Polițianul ar să doteze și ei faci cu aparatură. Nu prea se ocupă nici ăsta mai tânăr. Am înțeles. Dar care este al doilea chestie? Cred, tu ești, este? Tu ești. Nu, eu sunt las mort. Daniel, nu mai știu cum. Maher. Nu prea un doi pe la secție. Ai mai mult așa doar de formă, dar cu numele. Am înțeles. Pare cunoscut acest Daniel, nu știu de ce. Mă, chiar am auzit de unul Daniel că... E și așa atent. E slăbuț. Kilo de așa, le-a vânt. Vă iei somn, nu? Vă lasă-mi la cum conduc. Da, cum? Vă înțeleg. Îmi cer scuze la ea. Aute băieții mei ce lucrează, doamne, zi și noapte stau băieții cu smurdă. Păi da. Trebuie cineva să aibă grijă de oameni, nu? Băi, să știi, era jale cu smurdă înainte. De când am preluat. Hai de mine, am început oamenii să vină... Văd că v-am răgat în Gucci, că merge bine. Salariu mare acolo la... Salariu mare, șefule. Ne permitem să le dăm la oameni. Cât e? 100 și a? Cât e, Melona? Aia, oameni, e 400 luăm. Ce? Lei? Euro? Euro, euro. Ah. Așteptam la mai mult așa. E slăbuț, e slăbuț, dar... Dar ce, cu ce vă ocupați acolo? Ce sunteți dumneavoastră? Mai exact, pe smurt. Pe ambulanță, pe ceva sau? În primul rând, eu sunt directorul spitalului și directorul smurtului. Am și înțeles. Da, avem divizia de paramedici. Dar e cam ceva între unghii, stai. O, am Facebook-ul deschis. Da. Nu prea a fost spălață? Nu. Opa, ce se aude? Cred că ai dat drumul la sirenă. Gata, am oprit. M-a scos. Cred că la mizeria aia dintre unghii. Poți să fac dreapta acolo, nu? Aici nu mai poți să faci dreapta, dar în nu, față acolo în față. Faci direct dreapta. Păi da, e asta zic. Da, acolo faci direct. Știu dacă m-am încadrat bine, că mă gândeam, bă, să ia prin dreapta, să... Barbare, al dai urât. Ce faci, ai păduchi pe mâini? Hai că bușete scarpină pe mâini. Și în timpul liber cu ce vă ocupați, domn părții? Sau doar atât? N-am timp liber. Am înțeles, te ridic asta la 100. Haideți, domnul polițist, toată lumea are timp liber. Nu puteți să veniți să-mi spuneți acum că nu aveți timp liber. Este aberant. Da. Nu pot doresc să vă zic.
Am înțeles, deci nu doriți să comunicați. Depinde acum pe unde umblați să vă vedeți. În cazul, eu sunt șofer de la de stivuitor, șefule. A, sunt băiat normal. Să mai mergem și prin cluburi. Ha, păi nu pot că... Eu fac sunt și lăutar eu. În timpul liber. Aaaa, mă gândeam că sunteți barma sau ceva, că eu oricum de fiecare dată las tips la barma. Păi și aici, domn Părțiți, cum facem, că... În garaj. Treaba ta? Dă-i în garaj, dă-i în garaj aici, în stânga. Dă-i, că oricum e ok. Dacă zice ceva de nu-l feliez pe ăsta la noapte. Bun, domnule, foarte bine. Mulțumesc frumos, domnule, pentru experiență. Aveți 50 de dolari pentru taxa de printare? Da, da, da. Bun. Mamă, dar ce s-a încins în mașina aia, doamne. A, cred că o să aveți nevoie să băgați scaunul ăla undeva. Cred. A spălat, că... A cam udat. V-a transpirat funduletul. Mă, mai aveați 50 de dolari, mă. Da, mă, vezi. Ere și bani. Bă, să știi că banii se fac destul de greu, adică da-i muncești seama. Plate pentru o casă și casele nu sunt chiar așa de ieftine. Da, păi mă gândesc că economie reală, într-un fel sau altul. Păi este economie reală și gândește-te că poți să stai în chirie în case, deci mamă, e un deci sistem e... briliant. E ca lumea asta cu chiria. Bun, dole. Haideți să vă pun aici. Cât a spus, 50? 50, 50. Imediat. Nu-i dau mai mult că mie, că îmi plăcea, crede că-i dau mită. Bun, stați să caut aici. Acum aștept. Ce, bă, ce mai mai băgă și la cătuși? Am jos, stați să revin. Hai, mă aștept la ce jos. Am de-aia animații de-aia? Animații... Am anim... A, da. It. Gata, l-așteptam aici. Unde ești? Marcule. Aici, aici, scuze. Verificam mașina să văd dacă e întreagă. Dacă am umblat careva la ea? Ce n-ai încuiat-o, da. Nu? Da, am încuiat-o, am uitat. Na, e secția de poliție, mă, nu umblă nici n-ai pe aici, dar poți să știi ceva? După aceea, ce vreau să facem? Mergem frumos la un Mac. Mergem la un Mac sau la pizza, alege. Mac, Mac vreau. Mac, mergem la Mac. Vreau la Mac, că mi-e foame și după aceea merge și noi. Ai tu pe ceva care poți sta și un chirie din? Ceva până nu sără niște bani. Zicem prima luată moca, cât de cât, pe aceea îi dai eu. Hai că facem o treabă. Uite ce cântă lumea. Ce cătere că e. El a zis că e lăutar, nu glumește. Da, da, da. Eu o să mă cu două petale și ne-mi puși. Bun, domnule, gata. Gata, hai că imi-am ridic să nu... Opa! Bun, dole, deci cum vă chema ca voi, da? Popa Florin. Popa Florin, da. Da. Siguranță. Domnule agendar, aveți acolo... foaia? Am scris urât, să știți că nu prea înțeleg nici eu ce scriu. Nu e problemă. Acum vă înțeleg. Uite, domnul Părții, dar așa ce faceți? Piramide pe care ți-ai luat? E, să nu mai joacă copiii când vin cu... Am înțeles, am înțeles. Așa e level, la levelul ce te ajută? Da, levelul te ajută să gen gata, crești în nivel, primești bani în plus la mulțumesc frumos salariu. Și vă doresc o seară bună, șefule. Să fiți sănătos. Ne auzim cu bine. Hristos în viață. Adevărat e iubit. Ăăă, taie. Aaaa, bun. Acum am permis. Level, fii antenă, primești bani la el în timp ce avansezi. Am și înțeles. Te deblochezi arme. Adică nu e chiar. Uite, hai să mergem la Mac. Știu că nu, e fix aici pe stânga, nu? Aici pe stânga? Nu îți recomand că e sens unic, dar hai, dă-i. Hai, dacă nu ne vede dă-i, nimeni. Nu mai. Uite, aici pe stânga este restaurantul, mai în față. De ce? Nu, dă-i, dă-i. A, deci aici e restaurantul, da? E pizzerie aici. A, pizzerie, da? Și Mac-ul aici? Așa, și Mac-ul pe stânga și imediat dreapta. A, ne-a luat? Stai, nu, stai. N-are treabă cu noi, dă-i. Mamă, doamne. Fac stânga, așa? Așa, faci dreapta.
Aici e dreapta, da? Da, da, da. Bun. Stânga aici. Și pe stânga vezi imediat semnul de la Mac. Ia uite-l. O, uite-l, mă. Ăla-i tătoț-o, Doamne ajută. Ala, Mac Drive. Bine să intru. Ai Mac Drive sau ai doar așa? Nu, no, Mac Drive încă nu a fost implementat. Oricum aici. Știi ce vreau? Dar las că-i fac așa, vreau să-i fac o poză la mașină, că na, de prima oară. Dă-te puțin în așa, să faci așa, da, cu Mac-ul. Să pun pe Instagram, știi? Hai să băgăm un burger așa noi. Vedem ce au ăștia de mâncare, mamă, da. E deschis acolo nou sau care e treaba? E deschis, văd că e lumină, deci e deschis. Da, mă gândesc că au și non-stop aici. Uite, au, tu ce ai aici? Mam, bă, dar au mâncat ăștia, mă? Da, cred că se pregătesc de închidere ăștia. Mă, da. E mare, mă, câta bucătărie au. Băi, nu știu ce ți-i. Big Mac. Îmi iau un Big Mac. Îmi iau o porție de cartofi prăjiți mare. Și eu cred că o porție de cartofi mare. Îmi iau un... nu, vreau un dublu cheeseburger. Au dublu cheeseburger. Chicken nuggets. Doamne. Îmi iau și un cheeseburger și o cafea, că se lasă seara și da. Ne punem... Unde ne punem? A, ne punem acolo la mașină. La mașină, frumos. A, la mașină, stau acolo. Te aștept pe mașină, mă pun acolo. Aoleu. Așa. Au venit și ăștia să mănânce. Cred. Mănâncă și eu cu goșic. Te pui și tu aici pe mașină sau? Nu, stai liniștit acolo. Așa să bag și eu mine. Aveam o foame, am zis că nu mai terminăm o dată. Hai de mine. Mănânc. Și cu cheeseburger. Și cu cartofi. Uite-l, mă, ce bag al meu în el. E bun, e bun, mă, e bun. E bun rău, mă. Vezi să nu te duci. Hai să bea și cafeluța. Hai, bun, hai că a fost bun. Oricum, băi, să lăsăm și noi episodul aici. Sper că v-a plăcut, aveți IP-ul la server jos în descrierile. Și vă mulțumesc foarte mult pentru minutele acordate și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Ciao!